Bună, Troy! Ce zi minunată pentru o plimbare! Ce e mirosul ăsta? Bună, Tina! Oare ce miroase atât de urât? Oh, niște tomberoane de gunoi s-au spart și lasă să curgă zeamă mirositoare! Ai dreptate, Troy! Orașul nu poate mirosi așa! Hai să vedem dacă Teddy are vreo idee! Să mergem la depozit! Bună, Teddy! Teddy, orașul trenurilor miroase îngrozitor din cauza unor tomberoane stricate. L-ai putea transforma pe Troy în ceva care ar putea face orașul trenurilor să miroase bine din nou? În regulă, să înceapă transformarea! Troy, pregătește-te să te transformi într-un tren dezinfectant! Excelent! Acum putem curăța mizeria mirositoare. Bună treabă, Teddy! Troy este acum un tren dezinfectant. Să mergem în orașul trenurilor și să curățăm mizeria puturoasă. Stai liniștită, Tina! A venit Troy. Va curăța dezastrul ăsta și va face orașul trenurilor să miroase bine din nou. Bună treabă, Troy! E mult mai bine, dar nu e perfect. Troy, mai ai ceva cu care să faci orașul să miroase frumos? Așa este, Troy. Folosește sticla de parfum ca să faci orașul să miroase bine din nou. Ce miros e? Flori? Căpșuni? Ha-ha! Am uitat că sunteți trenuri. Deci miroase a ulei, nu? Așa, orașul trenurilor e curat și miroase obișnuit din nou. Chiar dacă eu aș fi preferat mirosul de trandafiri. Să nu uit, bună treabă astăzi, Troy. Te rog, mulțumește și lui Teddy. La revedere, prieteni, ne vedem data viitoare.
Neața Troi. Dar unde mergi? Tony spune că are ceva interesant să-ți arate. Te aștept să văd despre ce e vorba. E o carte. Despre ce este vorba? O carte a recordurilor mondiale. Ce e asta? Ca și cea mai mare pizza din lume? Sau cel mai lung tren? Da. Ai vrea să faci un record al tău? Și ce ai face? Cele mai multe duble la fotbal? Cred că asta s-a făcut deja. Cele mai multe înghețate mâncate de un tren? S-ar putea să ți se facă rău. Cea mai mare felie de toast din lume? Sună interesant. Să vedem dacă Teddy ne poate ajuta. Bună, Teddy! Îl poți ajuta pe Troi? Troi vrea să bată un record mondial. Vrea să facă cea mai mare pâine prăjită. Poți ajuta? Pare suficient de mare, dar ai nevoie și de niște pâine. Cred că e bine așa. Ce e înăuntru, Teddy? Unul din secretele tale. În regulă, să mergem să scriem istoria pâinii prăjite. Ești gata să faci cea mai mare pâine prăjită din lume? Da. Bun, poți pune o felie de pâine înăuntru? Durează cam mult. Mai bine fi atent. Ai doar două felii de pâine. Pâinea se arde. Repede, Troi, fă ceva. A fost cât pe ce. Ce bine că mai ai o felie de pâine. Ar trebui să pui un timp mai scurt. Așa mai merge. Ați reușit, prieteni. Cu siguranță e cea mai mare felie de pâine prăjită din lume. Ai dreptate, Tony. Ceva lipsește. Păi, poftă bună, prieteni! Au reușit, Teddy! Mulțumim pentru ajutorul tău! Ne vedem mai târziu! Salutare, Troi! Ce mai faci astăzi? Troi?
Troi, atenție! E o pată mare de noroi! Oh, înțeleg! Chiar vroiai să te murdărești? Poate fi distractiv câteodată. Și cu siguranță e mult noroi astăzi. Oh, ce-a fost asta? Da, ar trebui să mergem să vedem. Contesa Betty, ce s-a întâmplat? Astăzi e ziua cărților în orașul trenurilor? Dar nu e ăsta un lucru bun? Oh, înțeleg. Vroiai să-ți împarți cărțile, dar ai scăpat câteva în noroi. Îmi pare rău, dar noroiul nu este foarte bun pentru cărți. Oh, mai ai încă multe cărți de împărțit cu toată lumea? Dar nu le poți duce prin tot noroiul ăsta? Troi, crezi că ai putea ajuta? Așteaptă aici, contesă Betty. Troi se va întoarce imediat. Teddy, știai că astăzi e ziua cărților în orașul trenurilor? Ei bine, contesa Betty are nevoie de ajutor să ducă multe cărți ca să le împartă cu toată lumea în oraș. Îl poți transforma pe Troi într-un tren librărie special? Rafturile acelea pot ține multe cărți. Pentru ce e asta, Teddy? Ca să cureți cărțile murdare. Bună idee! Îmi place semnul, Teddy. Acum toată lumea va ști că e ziua cărților în orașul trenurilor. În regulă, Troi. Să mergem să ajutăm pe contesa Betty cu cărțile. Bună, contesă! Prima dată să curățăm cărțile murdare. Sunt ca noi! Acum să punem restul cărților pe rafturile speciale ale lui Troi. În regulă, trenule librărie! Să mergem să facem o zi specială de citit! Cărțile se vor uda și se vor strica. Ce am putea face? Wow! Nu am văzut când Teddy ți-a instalat o umbrelă specială pentru cărți.
Trenul ăsta chiar e inteligent. Se pare că ploaia s-a oprit deja. A fost doar un duș scurt. Troi, cred că poți închide umbrela acum. Dar acum avem altă problemă. Unde e toată lumea? Nu știu că e ziua cititului. Ce spui, contesă Betty? E un buton mare acolo lângă semn? Păi, de ce nu-l apeși? Wow! Asta va atrage atenția tuturor. Așa este. E ziua cărților în orașul trenurilor. Toată lumea să vină să ia o carte. Foarte drăguț din partea ta că ai lăsat pe toată lumea să împrumute din cărțile tale, contesă Betty. Mulțumim! Și Troi, mulțumim că ai fost un tren librărie special. Teddy, semnul tău a funcționat perfect și toată lumea citește. Mulțumim că ai făcut o treabă minunată. Ești cel mai inteligent tren din oraș. Salutare, Troi! Mergi la petrecerea de Halloween din orașul trenurilor? Excelent! Știu că toată lumea e nerăbdătoare. Tina, ce s-a întâmplat? Ai găsit un dovleac gigantic în afara orașului? Asta e minunat! Oh, e prea mare pentru tine să-l aduci? Vrei să o ajuți pe Tina, Troi? Dar de ce fel de echipament vei avea nevoie ca să aduci și să sculptezi dovleacul? Oh, bună idee! Haideți să-l rugăm pe Teddy. Așteaptă aici, Tina. Troi se va întoarce imediat. Salutare, Teddy! Urechile acelea de pisică sunt costumul tău? Arată bine! Dar, Teddy, avem nevoie de ajutorul tău. Tina a găsit un dovleac gigantic în afara orașului. Din păcate, dovleacul este prea mare ca să-l aducă Tina. Și apoi, nu știm cu ce să-l sculptăm. Ne poți ajuta? Care e planul tău, Teddy? Oh, vei folosi excavatorul de roci al lui Troi? Bună idee! Acum poți scăra dovleacul, Troi. Iar laserele îl vor ajuta pe Troi să sculpteze dovleacul. Ești gata să faci o lanternă uriașă, Troi? Mai bine te-ai grăbit, Troi. Tina te așteaptă. Ok, Tina. Arată-ne unde este dovleacul. Ce părere ai, Troi? Crezi că-l poți duce?
regulă, Troi. Dar fii atent. Mai bine ne-am grăbit în orașul trenurilor înainte să-l scap. Ce spui, Troi? Nu te-am auzit. Tot nu te aud. Dovleacul ne stă în cale. Ai dreptate. Bun plan. Du dovleacul în orașul trenurilor și apoi putem povesti. Asta a fost treabă grea, nu-i așa, Troi? Dar acum vine partea distractivă, scultatul dovleacului. Mai bine ai tăiat de sus prima dată. Bun. Ia uite-te la tot miezul ăsta de dovleac. Haide să-l scobim, Troi. Ups, scuze, Tina. Troi, fii mai atent. Ai terminat? Asta înseamnă că e timpul pentru cea mai frumoasă parte, fața. Excelentă treabă, Troi! E cea mai bună lanternă de dovleac pe care am văzut-o vreodată. Și cea mai mare, bineînțeles. Și e gata chiar în ajunul Halloween-ului. Dar, Troi, se întunecă foarte tare. Cum vor vedea ceilalți dovleacul? Oh, Teddy ți-a dat ceva? Ce este? Perfect! Asta va ajuta mult. Wow! Ai făcut o treabă minunată cu sculptura, Troi. Și Tina, felicitări că ai găsit dovleacul ăsta enorm. Dar adevăratul erou al Halloween-ului este, bineînțeles, Teddy. Poți veni să sărbătorești Halloween-ul cu noi. E plăcut să te vedem în oraș. Sărbători fericite, trenurilor. Bucurați-vă de noaptea asta înfricoșătoare.